Trăiește aventura fresh. Această emisiune este oferită de Kaufland. Cred că de la primul sezon am zis, mamă, ce mișto, ce vrea. Tot timpul am stat și m-am gândit, bă, oare eu cum aș fi făcut acolo? Oare eu mă descurcam mai bine? Ce vedeți acasă? Nu, deci nu. Dacă voi acasă credeți că puteați să faceți mai bine, luați-vă gândul. Veniți aici și începe. Nu există. Eu sunt aproape sigur că o să întâmpinăm dificultăți. Le primesc cu brațele deschise pentru că știu că după ele o să fiu mult mai înțelept. Eu cu siguranță o să mă enervez câteodată, dar mă enervez doar pe mine la așa. Mult. Da, eu mă enervez. Nu fac rău la foame. More, a little bit more. We're hungry. Ce așteptare? Să ne distrăm, să ne simțim bine. Am descoperit la noi ce nu credeam nici noi că putem să descoperim. Mi-e frică de momentul ăla când o să ne zică cineva, gata, acum dați-ne telefoanele. Telefoanele? Și atunci o să fim amândoi cu soția, să știi că am început, gata, te pup, te iubesc, pa. Noi am dat mesaj, da. Nu este că am ajuns. Dar nu s-a trimis, a zic. Da, tamana asta e. Portofele? Mă enervez foarte rar. Foarte rar. Nu o mușcă, mă. Nu mușcă, dar să prind că alunecă rău. Când zici că ți-e frică de șerpi, o să ne dea șerpi. Așa că nouă ne frică rău de tot, de iepurași, de ursuleți panda, din ăștia, de să nu îi văd. Adică dacă nu pot. Deci fix de ăștia, da. Avem plușofobie. Să-i vedem. Eu merg pe principiu că orice am mânca e comestibil. Orice am atinge, nu cred că e ceva să ne rănească. Și unde îl pui, Gogule? Nu știu, poate l-arunci pe mine. Îl iau în primul rând. Ia-l. Dacă aș pleca după prima etapă, cred că aș pleca pe jos acasă. Da, și în not. Eu plec deschis la provocări, la lucruri mișto, la greutăți, peste care vreau să văd cum trec. În momentul în care îți creezi așteptări, e clar... invariabil vei avea dezamăgiri. Și atunci eu refuz să-mi fac așteptări. Da. Deci ne vedem în finală. Să nu se încingă instalația, că dacă se încinge... Atunci e mai complicat. Da. O luăm razna. Să nu mergem cu spatele, în rest e bine.